Neața, dragii mei, din nou suntem pe plajă pentru că e vară, e soare, e cald, este frumos, avem o apă caldă, caldă, caldă. Iar astăzi o să învățăm să facem stand-up paddling. Nu știu multe despre acest sport, nu știu de fapt nimic, așa că am să-i dau cuvântul lui Andrei, instructorul nostru de astăzi. Bună, Andrei! Bună, bună! Stand-up paddling presupune o placă de surf, similară celei de surf, cu o padelă și ne mișcăm pe o mare liniștită atunci când nu avem vânt să facem windsurf sau alte sporturi cu vele. Bun, de ce avem nevoie pentru stand-up paddling? Întâi să-mi spui câteva calități fizice, să văd dacă mă încadrez. În primul rând, curaj. Avem. Așa, și după aceea un pic de echilibru. Dacă avem puțin echilibru și tehnică, reușim să mergem fără niciun fel de problemă pe ea. Lucrăm la asta. Bun, îi dăm drumul atunci, nu? Bun, hai. Mați cu tot ce ne trebuie, placa. Absolut, placa și cu padela. Și cu mult curaj. Așa, e grea placa asta? Nu, are 10 kg. Chestia asta, cum ai zis că se numește? Stand-up paddling a fost inventat de surferi pentru zilele fără val și te poți plimba și te poți bucura de marea liniștită. Să se descurce oamenii, să-și vadă de pasiunea lor, nu? Și dacă nu sunt valuri. Absolut. Bun, ia, haide să mai... Așa, te rog, te rog, te rog. În principiu trebuie să stai în zona de mijloc, cu picioarele depărtate, așa, așa picioarele, da? Sunt depărtate la nivelul umerilor, ok? Da. Padela trebuie să o ții cu o mână de sus și cu o mână de la mijloc, da? Uite, o să țin eu microfonul și ții tu de padelă, bun, așa. O mână de sus, aici, excelent, privirea înainte, acolo unde vrei să ajungi, da? Și padelezi, da? Bași padela o dată de două ori, după care întorci pe partea cealaltă. Mâna de jos devine mână de sus. Așa, excelent. Da, privirea tot timpul înainte, nu te uiți la padele, este ca la bicicletă, nu ne uităm la pedale. Da, ce ușor ți este, Andrei, să spui că este foarte ușor, de cât timp faci treaba asta? Hai să vezi că este foarte ușor și pentru tine. Eu sunt instructor de windsurfing și fac chestia asta de vreo 3 ani. Stand-up paddling, windsurfing fac de vreo 10. De pe uscat pare foarte ușor. De pe uscat pare foarte ușor. Să-ți ia menții echilibru, să vedem ce o să fie. Ce zici, intră și în apă? Băi, hai să încercăm. Hai. Cred că cel mai greu e totuși să mă ridic pe placa asta, nu? O să fie foarte ușor. Hai să vorbim puțin și de echipament înainte să intrăm în apă. Absolut. Mi-ai dat o bluză special pentru așa ceva. Ți-am dat o bluză care te apără de razele ultraviolete, are SPF 40. Eu o port toată vara și nu mă bronzez absolut deloc și nu am nevoie de cremă. Ia. Placa, după cum o vezi, este specială pentru începători, foarte lată, ca să te poți mișca ușor. Te poți mișca și pentru entry level la valuri, dacă sunt val, poți să faci un pic de surf cu ea. Padela e o padelă. Fără valuri, fără valuri. Fără valuri deocamdată. Bun, Andrei, hai să intrăm la apă! Intrăm, intrăm, intrăm cu curaj. Mult curaj. Mult curaj. Nu știu cu echilibru cum o să stăm, dar vedem. Mergem la apa adâncă, Andrei? Nu, mergem la apă până la brâu. Și o să exersăm aici un pic partea de echilibru, după care o să te poți plimba și singură. Sper. Sper. Bun, lasă-mi eu mie microfonul. Ok, padela se pune perpendicular pe placă, ca să nu ai grijă ei, da? Placa se orientează tot timpul cu vârful către valuri, cu vârful plăcii către valuri. Te urci acolo unde ai avut tălpile, o să ai și genunchii pentru început. Da? Așa. Băie, că am dat lucru echilibru. Bun. Și acum, încearcă să te ridici în picioare, da? Punând, așa, mâinile jos. Picioarele un pic mai depărtate. Așa, excelent. Bun, foarte bine. Da, privirea înainte. Da, și încearcă să simți un pic valurile. Ok. Ok, uite-te doar înainte. Nu-mi dau drumul. Nu-ți dau drumul. Bun, acum apucă și padela. Foarte bine. Padela o să-ți dea un pic mai mult echilibru.
Așa că dacă o ții padela cu ambele, ține picioarele puțin îndoite. Așa. Încearcă să... Ok. Încearcă să stai cât mai relaxată. Eu am curaj, da. Echilibru, nu. Foarte bine. Ia hai să vedem. Hai, relaxează-te un pic. Încearcă să simți valurile, da? Așa. Ușor. Ușor. Hop! Și prima căzătură. N-am mai luat de mult o căzătură de la o așa înălțime. Gata, mi-am revenit. Da. Da, încă simt valurile. Bun, mai departe, că de avem curaj. În momentul în care după ce te urci, depărtezi picioarele, da? O să pui mâna și pe padelă și te urci împreună cu padela. Te ridici împreună cu padela. Auzi? Da. Nu lași un pic să mă mai acomodez. Ba da, ba da. Poți să stai un pic în, poți să stai un pic în genunchi. A. Ah, ce bine e! Da. Un nou mod de a folosi placa. Plajă pe placă. Cred că ăsta e principalul motiv pentru care oamenii iubesc surfing-ul. Lasă valurile! Odihna, odihna pe placă. Așa, așa. Hai să încercăm. Hai. Ca să te acomodezi, o să încerci întâi să stai în genunchi. Așa. Și să padelezi în genunchi, ca să te deprinzi un pic cu tehnica de a, de a da din padelă. Da? Ok. De două ori pe o parte și de două ori pe cealaltă parte. O dată, de două ori. Așa. Dacă vrei să întorci, bași padela din spate în față. Din spate în față. Din spate în față și tragi. Tragi spre față acum. Așa. Bravo. Încă o dată. Cred că ar fi bine să mergem după ea, că o pierdem. Hai, nu o pierdem. Nu, nu, doar pe o parte tragi ca să întorci. Așa. Foarte bine. Și acum padelezi normal, pe partea cealaltă. Nu, nu, normal, normal. Așa. Ca să înaintezi. Cât de adânc trebuie băgată padela? Toată lingura, partea de jos, trebuie să intre în apă, ca să ai forță și să obții și eficiență. Spectatori mici, îi vezi pe ei? Da, s-au cam speriat un pic. O să-i iau mai târziu la o sesiune de stand-up paddling și de surfing. Așa, pe valurile astea mititele. Există limită de vârste? 5-6 ani este, este cel mai mic, cel mai mic elev pe care l-am avut. La 5 ani. Cel mai în vârstă, 72 de ani. A venit cu nepotul să învețe, să-l învețe pe nepot să facă surfing și a sfârșit prin a... Mă rog, n-a sfârșit, ci a reușit să învețe și el. Ok. Haide, ce face colega mea, Nicoleta? Nicoleta văd că se descurcă foarte bine. Eu am spus că o pierdem. Nu o pierdem. Acum vrea să... Doar dacă se îndreaptă către Turcia. Va trebui să-i dăm și un pașaport. Hai înapoi! Mai bine spre Grecia, că e nu e. Da. Pedel către Grecia, către Grecia. Nu, să rămânem totuși pe litoralul românesc, care este foarte frumos și are de oferit. La fel de multe ca și cel grecesc sau, sau turcesc. Ia, povestește-ne, cum a fost? Mă dor mușchii de aici. Excelent. Asta înseamnă sport. Acest sport tonifiază Cam toți mușchii, începând de la picioare până la umeri, brațe, abdomen. Îți lucrează foarte bine abdomenul, fesierii. Super, ia uitați că nici nu mai avem nevoie de sală. Exact. Bun. Mai încerc o dată. Hai. Mergi un pic mai larg unde nu sunt valurile astea. Și hai să încerci să te ridici în picioare.
să reușesc. Ba da. E liniștită. Uite cam aici. E mult mai liniștită treaba aici. Nu, pune padela perpendicular pe placă. Așa, ca să ai acces ușor la ea. Și te ridici în picioare. Și acum? Și acum? Ușor. Foarte bine, bravo. Bravo. Hai să-ți dau și padela. Bun, ai mai mult echilibru cu padela. Trage ușor. Bravo. Iată că în 5 minute ai învățat să faci stand-up pedaling. Bravo. Da, am reușit. Nu. Dar e super și uitați că mi-am găsit așa echilibrul. Încet, încet, băieți, mergeți la depărtare de mine, că nu se știe. Nu sunt sigură pe acest echilibru al meu. Andrei, super! Dacă aș mai face vreo 3 ședințe, cred că m-aș descurca. În mod sigur, în 3 ședințe o să te dai și pe valuri. Și Andrei, să știți că ne-a promis că ne învață și surf. Da? Și surf și windsurf. Așa, promite să te audă toată ziua. Promit că învăț și surf și windsurf. Stand-up pedaling. Ok, pune padela jos. Bravo. Excelent. Excelent. Ei, da, așa am făcut și stand-up pedaling. Nu credeam că o să reușesc, Andrei. Îți mulțumesc foarte mult. Cu plăcere și te mai aștept la plajă la noi aici în Năvodari. Sigur că da, o să mai venim să vedeți câte lucruri mai avem de învățat. Windsurfing, surf, tot felul de chestii de-astea de pe plajă, o să nici eu nu le știu exact, dar sunt multe, vă zic asta, sigur. Cam atât a fost pentru astăzi, am obosit tare rău, trebuie să recunosc. Ne revedem data viitoare când mai învățăm ceva. Până atunci, veniți la plajă! Pa!